smerenia ta cea dumnezeiască pe cruce mai înainte văzând-o tal acum, spăimântându-se ca vrei. Tu ai tăiat în ea celor puternici și bunule, unindu-ne cu cele din ea ca un atot puternic. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Astăzi ai sfințit ziua a șaptea pe care o ai binecuvântat întâi. Sărbători pascale cu bine. Cu încetarea lucrărilor, că toate le prefaci și le înnoiești, odihnindu-te, Mântuitorul meu, și iarăși zidindu-ne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Biruind tu cu puterea Dumnezeirii, sufletul tău de trup s-a despărțit, că a rupt amândouă legăturile a morții și a iadului cu puterea ta cuvinte. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iadul, întâmpinându-te cuvinte, s-a amărât, văzându-te om îndumnezeit, rănit de bătăi și atotputernic, și de înfricoșătorul tău chip a rămas fără de glas. Lumina cea neînserată a dumnezeieștii arătării tale Hristoase, care s-a făcut spre noi pentru milostivirea ta, Isaia, văzând-o, de noapte mânecând a grăit, în via vor morții și cei din morminte se vor scula, și toți cei de pe pământ se vor bucura. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Înnoiești pe pământeni, ziditorule, făcându-te pământean, și giulgiul și mormântul arată taina ce este întru tine cuvinte, că sfernicul cel cuvios înseamnă sfatul celui ce te-a născut, care m-a înnoit în tine cu mare cuviință. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Prin moarte ai prefăcut omorârea, prin îngropare stricăciunea, că nestricăcios ai făcut trupul pe care l-ai luat cu dumnezeiasca cuviință, făcându-l nemuritor. Că trupul tău, stăpâne, n-a văzut stricăciune, nici sufletul tău n-a rămas în iad, care este lucru necuvenit. Slavă ție Dumnezeului nostru, slavă ție! Ieșind ziditorul meu din ceea ce nu știe de bărbat, și fiind împuns cu sulița în coastă, dintr-o aceea ai făcut înnoire Evei, făcându-te Adam, adormind mai presus de fire, cu somn făcător de viață și ridicând viața din somn și din stricăciune ca un atotputernic. Prins a fost, dar nu a fost ținut în pântecele chitului Iona, că-l tău chip purtând al celui ce ai pătimit și îngropării te-ai dat, ca dintr-o cămară din fiară a ieșit și a grei străjerilor. Cei ce păziți cele deșarte și mincinoase, mila voastră ați părăsit-o. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Omorât ai fost, dar nu te-ai despărțit cuvinte de trupul pe care l-ai luat. Câte s-a și stricat templul tău în vremea pătimirii și așa unul era ipostasul dumnezeirii și al trupului tău, că în amândouă unul ești Fiul și Cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu și om. Slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Greșeala lui Adam a fost ucigătoare de om, iar nu ucigătoare de Dumnezeu. Că deși a pătimit firea trupului tău celui din țărână, dumnezeirea a rămas fără de patimă. Că stricăciunea aceea din tine ai prefăcut-o nestricăciune și din înviere ai arătat izvorul vieții celei nestricăcioase. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărățita iadul peste neamul omenesc, dar n-a rămas în veci, că tu, puternice, fiind pus în groapă cu palma cea începătoare de viață, ai rupt încuietorile morții și ai propovăduit celor ce dormeau acolo din veac izbăvirea cea nemincinoasă, făcându-te Mântuitorule cel din tăi sculat din morți. Cel ce-a înfiat adâncul și-a văzut morții cu smirnă și cu giulgiu fiind înfășurat, în mormânt a fost pus ca un mort cel fără de moarte, iar femeile au venit să lungă cu mir, plângând cu amar și grăind.
Aceasta este sâmbăta cea prea binecuvântată, pentru care Hristos a dormit, va învia a treia zi. Cel ce cuprinde toate s-a înălțat pe cruce și se tânguiește toată zidirea, văzându-l spânzurând gol pe lemn. Soarele și-a ascuns razele și stelele și-au tăinuit lumina. Și pământul cu multă frică s-a clătinat, marea a fugit și pietrele s-au despicat. Și morminte multe s-au deschis și trupuri de sfinți bărbați au înviat. Iadul jos a suspinat și iudeii s-au sfătuit să pulească învierea lui Hristos. Iar femeile au grăit, aceasta este sâmbăta cea prea binecuvântată, în care Hristos adormind va învia a treia zi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, negrăită minune, cel ce a izbăvit în cuptor pe evlavioșii tineri din văpaie, în mormânt este pus fără suflare spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm, izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat. Rănitul s-a iadul primind în inima sa pe cel ce a fost rănit în coastă cu sulița și a suspinat, topindu-se de focul cel dumnezeiesc spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm, izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, bogat este mormântul că primind în sine pe Făcătorul ca pe un adormit, s-a arătat dumnezeiască vistierie de viață spre mântuirea noastră a celor ce cântăm, izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat. După obiceiul pentru cei morți, a primit punerea în mormânt viața tuturor și a arătat mormântul izvor al învierii spre mântuirea noastră a celor ce cântăm, izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Una era dumnezeirea lui Hristos în iad și în mormânt și în Eden nedespărțită, împreună cu Tatăl și cu Duhul spre mântuirea noastră, a celor ce cântăm, izbăvitorule Dumnezeule, bine ești cuvântat. Spăimântează-te, înfricoșându-te cerule, și să se clatine temeliile pământului, că iată este socotit între cei morți, cel ce locuiește în înălțime, și în mormânt mic ca un străin este primit. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, stricatul s-a templul cel prea curat, dar împreună a ridicat cortul cel căzut, că al doilea Adam, cel ce locuiește în înălțime, s-a pogorât la Adam cel din tâi până la cămările iadului, pe care tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! Încetata îndrăzneala ucenicilor, iar Iosif cel din Arimatea s-a arătat inimos, că văzând mort și gol pe Dumnezeu cel peste toate, l-a cerut și l-a îngropat strigând, tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție! O minune nouă! O bunătate! O nespusă răbdare! Că de bunăvoie se pecetuiește sub pământ cel ce locuiește în înălțime și este hulit Dumnezeu ca un înșelător, pe care tineri binecuvântați-l, preoți lăudați-l, popoare prea înălțați-l întru toți vecii. Nu te tângui pentru mine, Maică, văzându-mă în groapă pe mine, fiul tău, pe care m-ai zămislit în pântece fără de sămânță, că mă voi scula și mă voi preaslăvi și voi înălța într-o slavă ca un Dumnezeu pe cei ce cu credință și cu dragoste pe tine neîncetat te măresc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Pentru străină nașterea ta, scăpând de dureri, mai presus de fire m-am fericit, fiul meu cel fără de început, iar acum Dumnezeul meu, văzându-te mort fără suflare, mă sfâșii cumplit cu sabia întristării. Dar scoală-te ca să fiu mărită.
Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Mă acopere pământul voind eu, dar se înfricoșează portarii iadului văzându-mă, Maică, îmbrăcat cu haină sângerată a izbăvirii. Că ucigând ca un Dumnezeu pe vrăjmași cu crucea, iarăși voi învia și te voi mări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Să se bucure făptura și să se veselească toți pământenii. Că vrăjmașul, iadul, a fost prădat. Femeile cu miruri să iasă în întâmpinare, că izbăvesc pe Adam și pe Eva cu tot neamul și a treia zi voi învia. Când te ai ogorât la moarte, ce veniți
ședea deasupra ei și înfățișarea lui era ca fulgerul, iar îmbrăcămintea lui albă precum zăpada, de frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați, nu este aici. A înviat, precum a zis, veniți să vedeți locul unde a fost pus Domnul. Și de grabă mergând, spuneți ucenicilor lui, că a înviat din morți și iată va merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea, iată v-a spus vouă. Iar ele, plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare, au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând, unii din strajă venind în cetate au vestit arhierilor toate cele întâmplate atunci, adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, a dat bani mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui venind noapte l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta, la dregător noi îl vom îndupleca și pe voi, fără grijă, vă face. Iar când arginții au făcut, au fost învățați și s-a tândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi. Slavă!
iarna de fața focului. Hristos a înviat din morți, moartea pe moarte călcând, și cerul e vorbinte, viață dăluindu-ne. Așa să piare păcătușii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se veselească. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cerul e vorbinte, viață Hristos a înviat din morți, cu moartea pe să dăruim noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos a change.
peste țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în ele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, Fecioară Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Ea, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Luminează-te, luminează-te, Ierusalime,
că vine lumina ta și slava Domnului peste tine răsărit, căci iată întunericul acopere pământul și bezna popoarele, iar peste tine răsare Domnul și slava Lui strălucește peste tine. Drept păritori creștini și creștine, când rostim cuvântul învierii dintr-o dată, ni se umple sufletul de lumina și energia necreată de semnul Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Toată ființa noastră tresare și primește razele binefăcătoare de har și bucurie, fără de margini, slăvind pe Domnul Dumnezeu care ne-a gândit și a hotărât întruparea noastră din veacul veacurilor la plinirea vremii, precum a gândit și întruparea Fiului Dumnezeu aici, în vatra noastră pământească. Întotdeauna de Crăciun, când sărbătorim nașterea lui Iisus Hristos, precum și de sărbătoarea Sfinților Paști, când s-a hotărât pentru totdeauna în istoria omenirii răscumpărarea noastră a tuturor oamenilor din robiile științei și a păcatelor fiecare dintre noi, am încercat cele mai tainice și deosebite momente ale vieții, bucurându-te de cel mai mare răsfăț duhovnicesc. Niciodată și niciunde pe întinsul Universului nu a mai existat o mai mare apropiere între divinitate și omenire, între Domnul Dumnezeu și creatura sa dragă, și nicio religie nu s-a arătat mai bogată ca ortodoxia în dovedirea iubirii devenită faptă și jertfă salvatoare din întunericul căderii omului în păcat. Așa s-a gândit Domnul Dumnezeu în sfatul Treimii, din iubire veșnică pentru fiecare dintre noi, pentru a nu ne lăsa orfani de iubirea cea dintâi, din care am gustat fără să mai uităm vreodată, dorind și plângând în străinarea noastră din brațele părintești ale Sfintei Treimi și întoarcerea noastră în casa cea mare a Dumnezeirii, în casa dintr-un început. Plin de bucurie rostim și noi, ca și Sfântul Vasile cel Mare, în cuvioasă îngenunchiere: Doamne Dumnezeu nostru, care ne-ai zidit pe noi și ne-ai adus în această viață unică, Cel ce ne-a arătat nouă căile spre mântuire și ne-ai dăruit nouă de o descoperire a tainilor cerești, binevoiește, dar Doamne, să fim slujitori a legii tale celei noi. Aceasta însemnă cooperarea noastră cu Dumnezeu în chip absolut și aproape în chip egal. Ce s-ar putea crede oare când în primăvara cosmică, aici la paralela 45, încep să înflorească cele mai frumoase flori de pe lume, pe tot cuprinsul pământului românesc? Vedem cu mare uimire cum magnoliile își deschid corolele ca potirile care așteaptă roa binefăcătoare străbătând cerurile. Prea frumoși ghiocei în inocența lor își pleacă spre omenire chipul imaculat cu chemarea de a ne îmbrăca și noi în haina albă a curățenie și sfințenie. Dar prețioși trandafiri înfășați în petalele lor ca la 33, ca vârsta de viață terestră a Domnului nostru Iisus Hristos. Lângă pridvorul caselor românești, gospodinile cu mâini de aur au pus liliacul alb ca lumina, sau pe cel ce cu chipul liliachiu, în formă de cruce, croit de îngeri cu aripile lor diafane străluminate de gingășie și sfințenie. Dar visa de vie care înconjură casa ca o mantie, cusută cu boabe de chilimbar și lanurile de grâu poleite cu aur, împreună pregătim vinul și pâinea pentru Sfânta Părtășanie și pentru
fiecare zi hrănindu-te noi cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Acestea sunt dovezi arătate nouă cu desușire, că ne aflăm negreșit în aura neapusă a tainilor cerești, semănate de Domnul Dumnezeu, pentru ca bucuria noastră să fie fără de sfârșit, oricât de greutăți am avea în viață. Câtă bogăție de iubire dumnezeiască arătată nouă, însuși Domnul Dumnezeu ne face părtași la bucuria sa veșnică, la frumusețea naturii, împodobită ca o mereasă nemuritoare. Iubiți frați și surori în Domnul, la acest praznic al învierii în natură și al frumuseților semănate de mâna Domnului Dumnezeu, ne facem părtași fiecare în parte ce poate fi mai mângâietor aici pe pământ. Acest loc numit Valea Plângerii uneori. Pentru toate darurile dumnezeiești se cuvine cu adevărat, ca împreună cu Sfântul Vasile cel Mare să zice din râs puteri că Tu ești Cel ce ne-ai dăruit nouă cunoașterea adevărului Tău. Și cine este în stare să grăiască puterile Tale, să facă auzite toate laudele Tale, sau să spună toate minunile Tale în toată vremea, că zidind pe om coroana creației Tale, luând țărână din pământ, și cu chipul Tău, Dumnezeule, cinstindu-L ai pus în raiul desfătării, făgăduindu-i într-o paza poruncilor Tale, viață fără de moarte și moștenirea veșnicilor bunătăți. Dar neascultându-te pe Tine ca și astăzi, de altfel, pe Tine, adevăratul Dumnezeu, L-ai scos pe dânsul din rai în lumea aceasta și L-ai întors în pământul din care a fost luat. În tot bunătatea sa, Domnul Dumnezeu s-a întors la zidirea sa, fiind totuși o investiție divino-umană, și n-a uitat lucrurile mâinilor sale, făcând un adevărat program de îndreptare și mântuire. Proroci a trimis și minunea a făcut prin Sfinții Săi din fiecare neam. Legii ne-a dat spre ajutor și Îngeri a pus păzitori pentru întreaga omenire. Iar când ai venit la plinirea vremii, Doamne Dumnezeule, ne-ai făcut bucurie de plină că însuși Fiul Tău, Iisus Hristos, prin care și în viacurile le-ai făcut, și Dumnezeu fiind, mai înainte de veci pe pământ s-a arătat și cu oamenii a petrecut și din Sfânta Fecioară, întrupându-se, s-a smerit pe sine de chip de rob luând, făcându-se pe sine asemenea cu chipul smeritului nostru trup, ca să ne facă și pe noi asemenea chipului slavei sale.